cotele sunt, trebuie să înțelegeți că sunt ca niște mărfuri produse. Da? Noi, practic, atunci când mergem să pariem, cumpărăm o cotă. Cumpărăm, practic, valoarea unei cote de la casa de pariuri, care ne vinde acel produs. Da? Este ca la, cum să zic eu, ca la cartofi. Știi că am zis noi de cartofi, am trimis-o pe Carmen la piață să cumpere cartofi. Chiar era doar pe 2021, da. Nu pusesem ca la cartofi. Piață. Bun. Cotele pe anumite evenimente au niște valori inițiale. Acum, în funcție de cerere, în funcție de volumul de bani care se îndreaptă către o anumită echipă, da, către un anumit semn al rezultatului final, ele se alterează. Una va crește, alta va scade și tot așa. Practic, dacă apare o știre, da, cum că, nu știu, la o echipă, suntem în perioada COVID-ului, au apărut foarte multe cazuri, da? Foarte mulți o să vină și o să parieze pe echipa cealaltă, da? Automat, cota pe cealaltă echipă o să scadă. E ca și cum s-ar duce lumea la piață, da? Să zicem că apare o știre, iese un analist și o să spună, domnule, o să fie o criză de cartofi. Și tot se duc la piață să cumpere cartofi. E, normal că oferta se va împuțina și prețul cartofilor o să crească. Da? O să crească. Noi, făcând analogia cu cota, dacă valoarea cotei scade, trebuie să înțelegeți că pe noi ne va costa mai scump. Da? De ce? Pentru că dacă o cotă cade din 2 în 1,70, ca și exemplu, noi cu 10 lei o să putem câștiga mai puțin bani, adică 70 de lei profit. Da? Dacă o luam la valoarea 2, puteam câștiga 10 lei, ca și la cartofi, când de 10 lei poți să-ți cumperi 10 cartofi, sau după ce crește prețul cartofilor, cu 10 lei o să cumperi doar 7. Ei, asta vreau să înțelegeți. Acum o să dau și drumul la ecran ca să vedeți niște cazuri concrete din această etapă. Da? Uite, am intrat pe Betfair Exchange, pe piața, pe meciurile din România, da? Și le-am ordonat aici nu după dată, ci după suma combinată. Da? Până acum, meciul în care s-au tranzacționat cei mai mulți bani la bursă, în exchange, este cel dintre Sepsi și Astra Giurgiu, urmat de Botoșan cu Dinamo. Ei, amândouă au ceva similar. Hai să mergem pe partida de la Sfântul Gheorghe. Și ne uităm pe cum a evoluat cota pe Astra Giurgiu în exchange. Da? Puteți vedea că cea mai mare cotă la care s-au tranzacționat ceva bănuți a fost 4,9. După aia a început să scadă. De ce? Pentru că știți foarte bine, la Sepsi sunt niște cazuri de COVID. Bun. Automat lumea a început să meargă să parieze pe Astra și cota în acest moment a scăzut până la 3,35. Hai să mergem și la Dinamo cu, la Botoșani cu Dinamo. Ia uitați-vă aici, pe Botoșani. Dacă dăm pe acest grafic, putem vedea că Botoșani a avut cotă de 2,48, cea mai ridicată valoare, și după aia a început să scadă, și să scadă, și să scadă, până la 1,77. Bine, dacă ne uităm aici în dreapta, vedem că nu sunt foarte mulți bani încă tranzacționați pe această piață, dar există posibilitatea ca voi să monitorizați aceste căderi de cote, pentru că ele nu apar întâmplător. Da? Dacă o cotă scade, e clar că a venit un volum destul de mare în piață pe acel semn și a început să fie ajustată de casele de pariuri sau de jucătorii de la bursă, da? Ca să puteți monitoriza și în alte case de pariuri, eu vă dau doar un exemplu. Acum este un site probabil cel mai cunoscut și gratuit, se numește Odds Portal și puteți merge pe orice campionat vreți, vă alegeți meciul, uitați, de exemplu, la Sepsi cu Astra, da? Dăm click pe el și pe mine mă interesează cum au evoluat cotele în Asia, da? Ia uitați, pe Astra. Doar ducem cursorul și ne arată valorile. Deci de la 4,86, cât a fost valoarea de deschidere, a scăzut până pe la 3,28 în Asia. În, nu știu, Pinnacle, de exemplu. La fel. Ducem click-ul, ducem cursorul. De la 4,66, valoarea de deschidere este 3,28 în momentul de față. Deci asta vreau să înțelegeți, că valoarea cotelor este influențată de volumul de bani care merge într-un sens sau în celălalt. Da? Și atunci când un volum destul de mare de bani
merge doar într-un sens, cota este alterată. Au fost destul de multe cazuri, v-am arătat și ieri, v-am postat pe Facebook, un meci din Portugalia în care a scăzut de la valoarea de 2 și ceva până pe la 1,40, pentru că oaspeții aveau, nu știu, vreo 19 jucători plini de COVID, au jucat cu rezervele, da? Cam atât. Data viitoare o să vă învăț și mai multe. Nici nu da? Ne-a durut. Nici nu v-a durut. Dar rețineți cum e cu cartofii și cu cotele. Da? Da, păi nu, eu sunt șefa la cartofi aici. Nu, dar în general, asta e diferența între pariorii amatori și cei semi sau profesioniști. Da? Un parior amator va merge să parieze pe un anumit meci fără să-l intereseze cât e cota. O zic că ia mă, cât e că bate Botoșani pe Dinamo aia? Pe 1,80. Gata mă, îl iau că-i bat. Știi? Da, unul profesionist o să se uite întâi cam care ar fi sau care a fost valoarea inițială, de ce a scăzut, dacă mai merită acea valoare a cotei, dacă mai merită să dai banii pe cartofii aia, da? Un parior profesionist nu va cumpăra cartofi de la piață doar pentru că vrea să-i cumpere și va plăti oricât. Nu, un parior profesionist va cumpăra cartofi doar dacă va ști că prețul lor este unul real și nu alterat și deja. Și dacă îi dă undă verde carmesita sau domnul profesor aici, Cătălin.